Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, mici probleme de conexiune, dar sperăm să rezolve, adică să meargă până înainte emisiunea. Deja sunt lucruri care se întâmplă fix la ora 8:30 în fiecare dimineață, ceea ce ne dă speranța că suntem bine monitorizați în privința emisiunilor. Invitatul de astăzi, domnul Ciprian Enache, candidatul ALDE pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, poziția 4 pe buletinul de vot. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața și privitorilor noștri! Domnul Enache, haide să începem abrupt, că deja vă place ce frumos arată orașul dimineața, după ploicică. Am ajuns să ne fie frică să plouă, domnul Bălănescu, deși eu fac și agricultură. Și te bucur când plouă. Absolut, absolut. Ar trebui să mă bucur. Acum nu știu cum să fac să mă bucur doar când plouă fix pe culturi. Într-adevăr, vedem venind încoace astăzi dimineață, am văzut că la o ploaie relativ mică, nu știu dacă o putem numi ploaie, o bură, cum îi spunem noi agricultorii, deja încep să apară bălți, deja încep să apară, începe să apară disconfort. După cum ați văzut în programul meu electoral, primul punct se numește Piatra Neamț, oraș nemțesc. Putem include și acest lucru în discuție, în calcul, treaba cu ploile, cu apele care se adună la fiecare ploiță. Vreau să vă spun că vedem și mergem, în general, cred că și eu, cred că și dumneavoastră și mulți ca noi, în general pe arterele principale ale orașului, dar fiind în campanie electorală, este evident, am avut tot interesul să văd și zonele limitrofe. Acolo deja situația se schimbă dramatic. Dacă nu suntem mulțumiți noi de ce vedem în jurul nostru, pe zona, să spunem, oarecum mai centrală, la periferie suntem un fel de țară de lumea a treia. Adică până la oraș nemțesc trebuie să depășim lucrurile. Exact. Nu întâmplător este primul punct, sau mă rog, este unul dintre punctele de pe programul nostru electoral și cred că încă o dată conving oamenii că trebuie să plecăm de la lucruri mici, de la lucruri mărunte care ne creează un confort care ne dă voie să gândim limpede, dacă vreți, care ne dă voie să fim creativi. Atunci când ești liniștit și când ai un confort ok în jurul tău, exact ca acasă, exact ca în viața de zi cu zi, atunci altfel gândești, altfel poți să ajunge să iei inițiativă vis-a-vis de, știu eu, mari proiecte, trasee până pe Marte, până unde mai vrem noi să facem. Asta vreau să spun. În momentul în care ai început campania și ai fost printre primii care ai început și ai spus direct, da, domne, candidez, așa este, vreau să fac, ai venit cu lucrurile acestea care deranjează cetățeanul. De la trotuare prost întreținute, curățenie, siguranță, drumuri nemodernizate. Contracandidații au venit, facem centură, facem aia, facem așa. Și după aceea, încet, încet, pe măsură ce a început campania, toți au început să discute despre trotuare neamenajate. Despre lucruri lumești. Exact. Exact. Știți de ce? Pentru că eu i-am întrebat în diverse emisiuni, în direct sau prin intermediul internetului, pe partea de comentarii, mai multe detalii vis-a-vis de aceste proiecte și le-am spus și o spun în continuare. Suntem păcăliți de 30 de ani continuu cu tot felul de proiecte nerealizabile și cu tot felul de studii de fezabilitate încasate și în urma lor nu am reușit să vedem absolut nimic. Eu cred că este timpul să punem punct. Pentru că venim în fața cetățenilor toți și spunem, domnule, hai să nu mai mințim, hai să facem lucruri pentru cetățean, hai să punem oamenii pe primul loc. Asta este și sloganul meu de campanie. Ori dacă chiar credem câtuși de puțin lucrurile acestea și, sau credem în ele, cred că trebuie să schimbăm abordarea și să mergem în fața cetățeanului cu lucruri pe care le putem realiza și nu ne oprește nimeni în timpul mandatului dacă prindem oportunitatea, dacă prindem finanțarea, dacă prindem
nu știu, se aliniază astfel. Bine, să facem orice fel de proiect care credem că este bun și este de interes pentru cetățean. Văd că este o mare bătălie acum pentru zona de zona de turism, zona Cozla. Cred că sunt și aici unul dintre primii candidați care a adus subiectul în discuție. Ce am văzut la un alt candidat, care mi-e și prieten, n-am nimic cu el personal foarte bine, că și dumnealui gândește la a dezvolta zona turistică și marea majoritate am văzut că au venit și cu latura asta, pentru că eu chiar cred că e o măsură care poate fi aplicată imediat, în prima zi de mandat, dacă vreți, mă rog, în prima săptămână putem deschide zona. Și am văzut în prezentarea proiectului foarte multe detalii tehnice. Mai era un pic și ne povestea cum primarul o să-și facă o tarabă cu mici, viceprimarul vinde bere și știu eu, secretarul, păi nu asta e treaba primăriei, hai să înțelegem, noi creăm un cadru propice în care trebuie să ducem investitori acolo care să producă, care să facă bani efectiv. Și eu, primar, noi primărie, noi urbe, trebuie doar să mergem să încasăm taxe și impozite. Băgăm la căciulă și reparăm drumurile. Algoritmul este atât de simplu. De ce ne cramponăm în chestii pe care cred că de multe ori le copiem de pe Google? Acum e foarte simplu. Dacă vreți pot să butonez că tot masă stau cu telefonul în față și îmi vine așa o idee super faină care dă și bine la electorat și încep să povestesc despre ea sau vin cu ea scrisă pe o foaie. Nu, domnule, hai să spunem ce gândim, hai să spunem cum gândim, ca cetățeanul să poată alege în cunoștință de cauză. Încă o dată spun, plecăm de la Piatra Neamț, oraș nemțesc. Apele, nu mai discutăm, încep deja să apară. Nici nu știu, mi-e frică să spun și dea Domnul să oprească ploile și de Doamne să plouă în continuare. N-avem rampe de acces facil, dacă vreți, pentru persoanele cu dizabilități. Dar pentru mamele cu copii. Absolut, absolut. Și nu pot să nu-mi iese din cap zona de la Orion până undeva spre centru, unde ori ești o mamă culturistă, ori, nu știu, cauți o altă soluție. Îți mai e și bună, că doar ca să poți să duce cărțul. Nu-i corect. Asta vreau să spun. Suntem în anul de grație 2020, cum se spune în lumea politică mai nou. Cred că ar trebui să gândim, încă o dată spun, de jos, de la firul ierbii. Și de acolo, după ce am reușit și am făcut fundamentul stabil, putem clădi piramida. Pe un fundament stabil facem o piramidă cât vrem noi de mare și cât vrem noi de frumoasă și de pompoasă. În momentul în care la noi se discută de a face un spital mare și frumos și mai luminos și mai ca meșterul Manole, da? Noi avem un spital care știm cu toții că e praf. Din cauza finanțării, din cauza finanțarea în principiu. Deci noi nu suntem în stare să-l ținem pe ăsta bibelou, pe ăsta pe care îl avem. Îl lăsăm așa amărât cum e și mai aducem încă unul la un moment dat sau mai facem încă unul cu mai multe etaje. Pentru ce să-l facem? E foarte bun, ne mai trebuie. Adevărat, e umilitate și pentru un spital municipal, dacă mă întrebați. Încă o dată spun. Asta chiar haideți ar fi un lucru bun. Haideți să-l punem pe ăsta la punct. Când l-am văzut pe ăsta bun, boboc, cu oameni mulțumiți, cu pacienți mulțumiți, că de fapt asta discutăm, pentru că, să știți, de multe ori pacientul este, cum să spun, dus așa în partea asta, în a da vina pe serviciile medicale și când spun asta mă refer strict la medici. Într-adevăr, ori fi poate și medici care mai greșesc, dar să știți că avem și profesioniști în spitalul județean. Avem mulți profesioniști, absolut, să știi. Absolut, deci haideți să dăm cezarului și al cezarului. Dar că ei stau și își fac treaba cum trebuie. Absolut. Da. Ei își fac treaba, dar ei nu pot să vină cu lenjerie de acasă. Ei nu pot să vină cu un meniu corect de acasă. Și așa cred că câteodată sunt doctori care fac mult mai mult decât ar trebui fișa postului, să spunem. Bun, nu vreau să fac acum, nu știu, să aduc ode medicilor. Nu ăsta este scopul. Plecasem de la condițiile de spitalizare. Mi-amintesc când eram la Consiliul Județean, venise o petiție și în ea scria că nu sunt lumini în curtea spitalului, sunt niște câini și oamenii și pacienții care circulă după o anumită oră pe acolo, mă rog, nici nu văd. În pericol, da.
M-a trimis atunci, precedent de la acea vreme, m-a trimis până la spital să vedem un pic despre ce e vorba. La spital eram deja așteptat cu tot ce înseamnă ofertă, societate comercială care vine, că te-am învățat să externalizăm serviciile. Ok, ok. Era o sumă, nu vreau să vorbesc în sume, nu mai țin minte, știu că era colosală, colosală. Era vorba de făcut un șanț între stâlpi de la poartă până sus. De schimbat cablul, că se bănuia că și el ar fi împușcat, și pus becurile și făcut un acord. Bun, am uitat pe ofertă, am luat-o sub braț și mă duceam să dau raportul. Șef, uitați cum stau lucrurile. Dar pe drum m-am gândit și mi-am dat seama că, mergând spre spital, înainte de a pleca spre spital, m-am uitat pe organigramă. Câteva zeci de oameni pe la administrativ. Și atunci mă gândeam, bă, dar oamenii ăștia ce fac? Și erau inclusiv electricieni, nu știu, șurubari, tâmplari și ce mai erau acolo. Bă, da, oamenii ăștia ce fac? Adică noi mergem, aducem o firmă în care plătim câteva sute de milioane să punem o bucată de cablu. Eu tot timpul mă calculez cu, să spunem, cu viața reală, dacă poți merge, cu ceea ce fac eu în viața de zi cu zi. Și eu trag cablul, și eu fac șanțuri și știu cât costă. Mă, când văd niște prețuri, câteodată mă ia așa cu leșin. Și am făcut calculul, până la urmă lucrarea s-a făcut, dacă ține o minte bine, cred că s-a făcut doar săpătura cu un buldo, care costă undeva 100 de lei ora astăzi, și era acolo, era treabă, nu știu, 2-3 ore. S-a cumpărat cablul și l-au întins oamenii ăia de la, și a mai venit o firmă autorizată care a făcut efectiv legăturile, deși spitalul are electrician autorizat. Atunci de ce îl mai ținem pe ăla autorizat acolo? Nu, el e bun, își face treaba, e mult de lucru în spital, dar pune-l când n-are de făcut acolo. Să lege și două fire, că legăm cu toți așa acasă și pe unde legăm. Vorbim de autorizare ca să nu facem lucrări, da, să... E un spital și trebuie să ai autorizare. Și acasă e bine să fie, da. Pentru că am văzut în Vălene, am fost acolo, știți că ars o vilă acolo, nu știu dacă ați văzut. Explicația celor de la locativ a fost că omul, chiriașul, a băgat un consumator în priză mai mare decât... Păi bă, tu care ai dimensionat instalația, n-ai pus niște siguranțe acolo care când îi dai și ceri mai mult face clamp și nu merge? Pentru că am văzut tabloul de siguranță, nu avea nici scobitori cum se punea odată, știți, când eram, eu știu că alea se dea cu scobitorile. Ale erau vremurile, nu aveam de unde. Acum sunt toate automate, dau afară, dacă e nevoie le faci să și ție. Ori nu poți să cauți totdeauna, cauți nod în papură cine altul este vinovat. Nu, vinovat acolo... e pe gubașul întotdeauna. Da, dar nu e corect. Asta vreau să zic. Și până la ora asta vreau să spun că n-a fost nimeni acolo, decât au fost și a făcut o constatare. Măcar un minim de bun simț, în secunda 2 să ia echipă, să ia basculante, să ia zugrăbă, hai să o facem repede, măcar hai să nu mai lăsăm. Nu, e acolo o paragină, probabil o să treacă iarna așa. Și știți ce se întâmplă. Paragină, și facem... Și după aceea să vedem ce facem cu zona respectivă. Absolut. Poate găsim o soluție să ajutăm un investitor. Știți ce, da. Știți ce Duleanțu, mai am și dacă pot să sar așa, să vedem de la un punct la altul pe puteți, programul electoral. E programul dumneavoastră, puteți sări. Vedeți, la punctul 2 avem transparență în cheltuirea banului public. Domnul Bălănescu, eu nu știu dacă într-adevăr, pentru că n-am văzut și pentru că n-am făcut și pentru că n-am o certitudine. Putem vedea doar ce spune o instanță de judecată, nici măcar ce spun oamenii de pe stradă. Nu trebuie luat de fiecare dată de bun. Că, mă rog, mai avem și patima aia, n-a spune, bă, toți fură, toți fac. Totodată, eu am arătat programul tău așa un pic la... Totodată vreau să întreb, ce este așa de greu să punem pe site exact ca acest program? Dom'le, vezi că vreau să fac două balustrade. De unde? De la moară până la gară, care costă 10 lei. Că s-ar putea să vină investitorul sau firma X, domnule, vezi că alea costă 7 lei. Foarte bine, foarte bine. La calitatea aceeași pe care cer, mi le faci cu 7 lei. Nu, m-am uitat un pic și eu pe site-ul primăriei cu acele 25 de proiecte care sunt în derulare. Stați să vedeți că o parte abia dacă au ajuns în faza de achiziție, o parte sunt mai înainte. Deci să lansezi o sesiune de proiecte este una, și să duci proiectul la final este cu totul altceva. Am văzut acolo doar așa, niște sume, X lei și un termen de execuție, într-un comunicat de presă. Dom'le, dar de ce nu poți să-l butoneze undeva, să văd proiectul Piatra Neamț, oraș Nemțesc? Ce spune? Proiectul ăsta costă, cum vă spuneam, suma de și se cheltuie pe... În cazul dat, nu știu, m-am uitat proiect cu biciclete, pistă de biciclete, mi s-a părut foarte, foarte bun, foarte bun proiectul. Mi se pare foarte mare, am făcut un calcul, nu mai știu iarăși suma exactă, dar ieșeau foarte multe biciclete, adică nu o să mai ai bloc mașinile mele. Până la urmă,
E vorba de câteva stații din acelea pus biciclete. Da, locuri în care să fie... Biciclete în sine și probabil ceva parte de monitorizare, da? Parte electronică, IT, CISO, care nu cred că poate fi atât de scumpă. Și dacă este atât de scumpă, eu cetățean, când văd punct cu punct unde se duce bănuțul, nu mai pot să trăiesc cu impresia că s-au făcut sau nu mijmașul. Încă o dată spun, plec de la prezumția de nevinovăție. Dar de ce nu mi-arătați totuși pe site cum se duce leu cu leu? Și atunci am scăpat de o apăsare. Eu, ca și edil, nu pot să mai zică nimeni că se întâmplă lucrurile astea în afară, domnul Bănescu. Astea nu sunt lucruri pe care le... Se întâmplă și în țară, să știi. S-ar putea. Acum căutam o fotografie, dacă ce să o găsesc, dar nu vreau să te întrerup. Se întâmplă și în țară. Sunt absolut convins. La fel, în ceea ce privește societățile Consiliului Local. Și acolo apar suspiciuni, tot timpul apar suspiciuni. Haideți să facem ceva ca suspiciunile astea să nu mai fie. Pentru că dacă nu facem nimic în sensul ăsta, chiar sunt îndreptățit că undeva după o cortină se ascund niște lucruri. Așa este. Eu mă uit acum pe programul tău de guvernare locală, care este creionat pe două pagini micuțe și foarte, foarte, foarte ok pentru cine vrea să-l vadă. Deci, într-o emisiune viitoare o să-l punem și o să-l luăm așa cu bagheta, să discutăm despre fiecare. Vorbești despre două lucruri care eu cred că sunt esențiale. Transparență în cheltuirea banului public, ceea ce spuneai înainte, și patrimoniu folosit judicios. Aceste două lucruri ar trebui să fie atât de la vedere, încât fiecare om să poată să știe. Mergi pe strada aia, aveți o grădină în care sunt burieni. Și zici, băi, ăsta cui e? Al primăriei sau nu e al primăriei? Dacă nu e al primăriei și este al unui particular, ce se întâmplă acolo? Da, foarte, foarte adevărat. Știți că am găsit un caz, de exemplu, în zona Gara Veche, mergând pe stradă, oamenii ies, stau de vorbă cu noi și fiecare își pune doleanță. Unul vrea coș de cu noi, unul vrea tobogan, unul vrea balansoar, unul vrea asfalt, unul vrea etc. Un teren cumva în spatele curții unui proprietar, închis pe toate părțile cu alți proprietari, teren care stă acolo nefolosit, nu e o suprafață foarte mare, omul a vrut să meargă să-l cumpere de la primărie, nu neapărat că o să trebuie, dar stă paragina aici, îți cresc bălării și se face șerpărie. S-a făcut o evaluare corectă la nivel de Piatra Neam, dacă vreți. Dar nu vând un teren în centru cu acces la utilități și la autostradă. Nu, vând un petic de teren în spate la care n-am acces, n-am cum să ajung. Căutați o soluție corectă și dați domnule terenul ăla, faceți-l bani, că oricum nu câștigați nimic pe el. De ce nu se poate? De ce? Nu știu, așa, persoana spunea că a încercat să o arăți la primărie, cum vă spuneam, o cortină de fier, domnule, nu putem discuta. Primarul ar trebui să stea să discute fiecare problemă în parte. De ce am spus eu că aș sta cu ușa deschisă la primărie? Ca să nu mai apară iarăși suspiciuni vorbim. Domnule, am vrut să mă duc la el, dar nu m-a lăsat bodyguard, nu m-a lăsat secretară. Ce vorbim aici? Au fost aici și au vorbit pentru mine pe stradă, eu am vorbit, eu iau decizii. Eu primesc oamenii, eu ascult și eu le spun mai departe. Vezi, repartizez. Vezi că domnul are X problemă. Te rog frumos compartimentul cu tare, te duci și vezi pe ce este vorba, notăm frumos pe o foiță, cam în cât timp vii să-mi spui ce soluția s-a întâmplat. E legal, nu e legal. Absolut, absolut, absolut. Da? Și să știți că și acolo când spunem din asta, domnule, dar nu se poate sau este ilegal. Nu, trebuie mers la fața locului, văzut exact ce și cum se întâmplă situația pe teren și după asta luată o decizie. Și nu mai vreau să aud din start, domnule, nu... Se poate. Asta e cel mai simplu, dar suntem buni atunci când găsim soluții corecte și legale. Abia atunci este rețeta a succesului. Pentru că e simplu, spunem, să ne ascundem în spatele birocrației și a hârtiilor. Legile, din păcate, legile sunt foarte... lasă loc de interpretare. Deci poți să te joci în jurul anumitor legi, să spunem, de bam, bam, bam. Nu. Haideți să facem o
comisiei de oameni deștepți, fiecare pe specialitatea lui, atunci când avem de dezbătut o problemă, a, și să luăm, să luăm decizia în, în favoarea cetățeanului. Repet, a nu se subînțelege și a nu se scoate din context. Nu discut absolut nimic în afara legii. Dacă când interpretăm cum poate legiuitorul să interpreteze, ea ca putem și nu interpreta. Virgulă, punct și sau minus plus. Am înțeles, dar eu îți dau un contraexemplu. Vă rog. Un personaj foarte cunoscut în Piatra Neamț, om care era cu funcție importantă, are rost. Noi am scris la vremea respectivă, s-a dus, a ieșit băiatul la pensie, are o casă și a zis el, domnule, mai am nevoie de niște teren. Și s-a extins. S-a extins. Da. Fără documente. Fără. Acolo n-au fost probleme. Bun, știi. Acolo n-au fost probleme. Deci gardul ăla, cortina aia de fier, are câteva locuri în care, dacă știi combinația magică, intri, ieși fără niciun fel de problemă. Și asta este o problemă. Adică, până unde sunt oameni care beneficiază de favoruri și până și unde poate beneficia de prevederea legală. Da, dar în momentul în care cetățean. Ești... Da, dar asta înseamnă, vezi cum ești construit, cum ești ca și calitate umană. Dacă ești construit să faci bine, da, și să pui oamenii pe primul loc, atunci vei lua deciziile corecte. Dacă ești mânat de alte interese, atunci rotițele funcționează într-un... Nu funcționează sincron. Nu poți lua o decizie corectă. Vorbeam de... Și mi-am uitat acum, vorbeam de sunt multe probleme, deci nu așa asta, nu putem să apun de seară la emisiune. Știi, am aflat, printre altele, că ar fi o conductă de gaz băgată de jos de la parcul zoo până sus pe dar conducta aia e... Te rog frumos să intri pe mesagerul. Uite, da. Intru eu acum, da. Că noi am scris o anchetă despre această conductă de gaz. Da, e o investiție, bănuiesc, foarte mare, adică să faci atâta lucru pe tot muntele și cu conducta în sine, care nu e o conductă ieftină, nu e o țeavă de gard, și nu e racordată la gaz. Dom'le, de ce? Pot fi niște cauze obiective, dar de ce nu le știm? De ce? Că atunci eu sunt îndreptățit, eu cetățean, să mă gândesc, dom'le, au făcut ăștia o lucrare, trebuia să bage o țeavă pe acolo, să câștige unul niște bănuți și s-a terminat bâlciul. Dați, domnule, drumul la gaz în zonă, că s-o duce unul, v-am zis, și poate să gândește să facă frigărui, să facă rotisor. Atunci eu vreau să mă duc cu telegondola sus, ca să numai care nici aia vânt. Deci avem două investiții care duc vânt, care vând pe coz, la conducta de gaz și telegondola. Nu. Uite, pe 4 aprilie 2018, mesagerul solicita primăriei informații despre conducta de gaz de pe Cozla. Și am primit răspunsul. Conform documentației tehnice, în baza căreia s-a obținut finanțarea nerambursabilă, extinderea conductei de gaze naturale a avut ca scop alimentarea clădirilor aferente pârtilor de schi. Conducta proiectată era formată din două tronsoane. Primul, de presiune redusă, cu racord din intersecția Ion Creangă, strada Ștefan cel Mare, cu lungimea de 3150 de metri. În baza proiectului tehnic aprobat, această conductă s-a montat îngropat de-a lungul drumului principal, adică să înțelegem ce e cu drumul ăla, ca să înțelegem de ce, așa, până la platoul sosire telegondolă. Dimensiunea rețelei s-a făcut ținând cont atât de consumatorii proiectați, așa, cât și de perspectiva dezvoltării turistice pe dealul Cozla. Al doilea traseu, cu lungime de 950 de metri, trebuia să alimenteze centrala termică a noii clădiri pentru închiriat echipament sportiv, etc., etc. Bun, deci, reține, finanțare nerambursabilă. Păi dacă e nerambursabilă, de ce să mai racordez? N-a costat mult. Informația este seacă, spunem noi atunci. 802.275,35 bănuți, ăștia cei mai așa, pentru lucrările executate. Și acum ține-te bine pe scaun. Restul de executat fiind în valoare de 82.200 de lei, inclusiv TVA. Adică am dat 800.000, 720 da, de mii, da, da. Și nu mai avem 80 de mii din 2012 încoace.
Da, pentru că cred că e o problemă și la capitolul bugetare. În momentul în care îți bugetezi o lucrare, este absolut normal să-ți iei o cotă, un procent în plus în calcule, pe care nu neapărat să-l cheltui. A, nu se subînțelege. Pentru că eu mă gândesc că sap în lut, dar s-ar putea să ajung să sap în stâncă. Sunt alte costuri, da? Eu mă gândesc că sap într-o săptămână, dar s-ar putea să găsesc un sit arheologic și trebuie să mă întindă cu lucrările încă o perioadă. Și atunci pot apărea niște costuri, niște cheltuieli neprevăzute. Altfel, la ce ajungem? La a face o lucrare, vorba dumneavoastră, care a costat sau a băga într-o lucrare 800.000 și ne oprim că nu mai avem încă 80.000. E noaptea minții. Deci, și de ce nu se preia lucrarea? Știi, cercul ăla, uite așa e. Și că pe de o parte, și că lucrarea, ca să o preiei, trebuie să fie finalizată. Știți ce vreau să văd? De ce nu se ia? Vreau să văd răspuns la această întrebare din partea administrației pe hârtie. Uite, domnule, noi am fost, am trimis o comisie de specialitate, conform deciziei data numărul, și am primit răspunsul de la Haga, de la Praga, de unde o primim, că nu se poate, că nu ne mai dau nouă gaz. Și atunci spun, domnule, ai încercat să faci o chestie bună, bravo, uite agenturile străine cum ne sabotează. Ori nu zic că atâta timp cât nu se primesc răspunsuri în urma acestor sesizări, știți că nu s-au primit răspunsuri în Văleni, în urma sesizărilor pe calitatea apei potabile? Și vă întreb eu pe dumneavoastră, vine APASERV sau au primit la un moment dat, unii au primit un răspuns de la APASERV, cum că apa potabilă este bună. Corect. Dacă până la racord apa este bună, luăm o probă și apa este bună, da? Înseamnă că de la racord încolo e o altă problemă. Cine este vinovat? Proprietarul. Am văzut un contract, cum arată, cum scrie. Da, proprietarul face. Instalație electrică, sanitară. Și cine e proprietarul? Primăria, ca să nu, că spunem tot locativ sau public serv. Sau... Nu, domnule, primăria. Primarul. Primarul este proprietar, între ghilimele, și vinovat pe tot ce se întâmplă în urbea lui. Nu Consiliul Județean, că nu-i dă bani să facă nu știu ce drum, că e drum județean și nu-i dă, din punct de vedere politic, să cadă unul rău sau altul bine. Nu mă interesează pe mine. Te-am pus, domnul Bălănescu, în fața noastră, reprezentant, nu vii să plângi la mine că, domnule, știi, nu pot, m-a bătut X sau Y, mă ceartă, mă tragi de urechi. Te duci și îmi rezolvi problema. De aia te-am trimis. Am crezut că ești bun. De asta am avut încredere în tine. Ca să vii să plângi înapoi că nu s-a putut, nu mă ajută. Ca să vii să-mi spui că îmi curge la robinet apă portocalie, nu mă ajută. Nu mă ajută. Vorbești cu APASERV, tu, proprietar al acelei, și nu neapărat proprietar. Și pentru asociația de proprietari din oraș, dacă există această problemă, că este o problemă gravă, apa aia înseamnă că are o problemă de calitate, pot să o bea copii, pot să o bea bătrâni. Hai că noi poate ăștia mai zdraveni un pic, nu muri. Facem așa, maxim o problemă de sănătate pe perioadă scurtă. Ne gândim totuși la toate repercursiunile care pot apărea în urma unei astfel de probleme, pentru că apa este vitală. Da? Fără mâncare mai stai câteva zile. Mult, aud pe unii că fac acum tot felul de experimente, să vadă cât se duc. E o chestie, probabil la un moment dat, bună, e o purificare, să spunem. Dar fără apă n-am auzit pe niciunul. Spune, eu vreau săptămâna asta să nu prea beau apă. Doar dacă au ceva prin damigean în jos, e altă discuție. Să vă spun eu, sunt unii care n-au problemă, da? Asta. Ne întoarcem la Piatra Neamț, oraș nemțesc, ne uităm în afară unde te duci și dat un click și ți-ai scos fișa de la A la Z și ne uităm la noi când mergem încă și găsim acele registre și dăm foaie cu foaie până găsim acolo pagina care ne interesează și s-ar putea să vedem. Da, la noi sunteți trecuți cu, dar trebuie să mergeți și la colega pentru că ea ține de fapt registrul pe nu știu ce, pe sufragerie. La noi ești trecut doar cu bucătăria în ca să-ți plătești impozitul. Am exagerat poate un pic. Vorbim de modul de lucru total defectuos între cetățeni, între noi, cei care ne punem șef din 4 în 4 ani și autoritatea publică locală, prin toate serviciile. Vreau să văd ce unde s-a luat o măsură acolo unde se... Pentru că nu neapărat spune, bă, dar nu, poate nu s-a făcut sesizare. Sunt și sesizări probabil rămase fără răspuns. Faptul că dumneavoastră, domnul Bălănescu, auziți că în redacție se întâmplă niște lucruri ne la locul lor. Trebuie neapărat să fac eu o sesizare sau vă interesați ca un bun manager ce sunteți să vedeți, bă,
Cât e de adevărat? Absolut, absolut, absolut. Dom'le, haideți să vedem. Și în momentul în care sunt probleme, probabil o să acționați în consecință. Așa trebuie făcut și la, și la primărie. Dom'le, multe sunt de eleme. O groază de hârtii. Sunt primării în țară care renunță la hârtii. Noi de ce tăiem în continuare păduri? De ce în epoca online-ului? Și de ce în momentul în care s-au făcut investiții pe IT în primării pe sume foarte mari și foarte bine, prin proiecte europene au fost la un moment dat chiar mulți bani derulat. Foarte bine. Avem cu toții... Dar de ce nu-s pregătiți dacă au făcut proiectele? Cine nu sunt pregătiți? Aia din primărie. Bă, nu pot să cred treaba asta. Nu pot să înțeleg. Cum adică? Adică eu angajez un șofer care nu are permis? Te rog frumos, nu vreau să ajungem la șoferi angajați, că e mai complicat. Eu vă întreb ce înseamnă că nu-i pregătit. Adică l-am pus pe un post, dar nu știe ce trebuie să facă? Lasă pe altul. Știți câți tineri sunt care ar butona tot ce înseamnă gadget-uri, calculatoare, așa într-o secundă și ar veni cu idei și ar spune, dom'le, stau ăștia la coadă de 3 zile, 70 de oameni, trimite-i pe acasă să-mi scrie repede pe mail, mi-a venit imediat, i-am dat click-ul și a luat hârtia. De ce nu? E chestia aia cu semnătura electronică. O plinși electronică, dar trebuie să faci... Mai ții minte, da, nu? Deci, nu știu, nu se poate așa ceva. Deci, efectiv mă aprind, mă agit și mă enervez, pentru că pățesc și eu treaba asta, cum pățește probabil foarte multă lume. Domnul Bălănescu, sunt un om care mai am ceva relații și cunoștințe, unde chiar când e nasol, mai pot, domnule, vă rog frumos să înțelegeți. Dar unul care, săracul, n-are niciun sfânt pe lumea asta, păi ăla aș vede odată problema rezolvată. Nu cred că, na, șansele sunt... Știți ce? Din 4 în 4 ani mai apărăm pe stradă și le promitem iar că o să facem și că știu, și începem cu jumătate de an înainte de, probabil se țin banii la buget și repede asfalt. De asta e plin de găuri și plin de bălți. Că-l toarnă atunci rapid să fie ok până în campanie. Bă, să voteze lumea că au pus asfalt, primarul, ne toarnă la de canalizare, dacă nu o să facă peste 4 ani când pun iar asfalt după. Și atunci lucrarea iese cu niște mici forme de relief pe ea în... Acele... Alea sunt absolut necesare ca să nu mergi prea tare cu mașina. Nu m-am gândit, să știți, îmi cer scuze. Deci astea sunt lucruri necesare pe raza orașului ca să nu accelerezi. Am înțeles. Deci sau îți iei gumă de mestecat și mergi și se mestecă singură. Facem adică, haz de necaz, domnul. Deci, eu nu fac haz de necaz, eu chiar fac necaz, știi, adică nu este posibil. Suntem în anul 2020, da? Anul de grație. Anul de grație 2020, domne, măcar lucrurile simple. Eu ce nu pot să înțeleg, lucrez în agricultură, nu? Când ai buruieni pe o solă, ori dai cu ceva ca să le stârpești, ori te duci cu sapa și le sapi, da? Absolut. Eu nu pot să înțeleg cum poate să crească buruieni printre pavele în locuri foarte circulate din Piatra Neamț. Și nu, deci e peste puterea mea de înțelegere. Cât costă o chestie din aceea? Vreo 5 lei, 7 lei? Sau cât costă dacă iei la Angro, poți să le iei? Discutăm de... Astea sunt lucruri... Discutăm de treburi atât de mărunte, s-ar putea face, da, deci ai vreo să mâncare, s-ar putea face cu aplicabilitate în secunda 2. Adică, nu, ce probleme? Știți, vorbeam cu oamenii prin cartiere, la plimbările electorale, să spunem, și am ajuns la concluzia că asta înseamnă, de fapt, să mergi printre oameni, dar nu doar în campania electorală. Mergi printre oameni și cei 4 ani de zile de mandat. De ce? Pentru că la cauri au nevoie de, nu știu, loc de joacă. La hașuri au nevoie de tomberoane. În altă parte, au nevoie de spațiu verde. Nu le fac eu, bă, ne apucăm și investim ceva, hai să facem spații verzi prin oraș, pac. Dom'le, ala am unul eu, nu trebuie, domne, vezi că n-am coș de gunoi. Dăm coș de gunoi acolo. Adică, haideți să coborâm între cetățeni și să venim cu proiecte, să le spunem, punctuale pe zone, cele care sunt cerute. Să venim în ajutorul cetățeanului, dar cum poți? Doar dacă l-asculți, vezi ce doleanță are, și ai venit în ajutorul lui, iar spun, foarte multe treburi de astea mărunte. Au nevoie de... Am găsit spații
verzi în paragină, în fața, pe lângă blocuri. Da? Dar am găsit o zonă cu foarte mulți copii îndărmănești. Și cu gărdulețele acelea care s-au făcut, nu spun neapărat că sunt rele, dar iarăși în zona cu pricina mi-a arătat, uite domne, copiii ăștia sunt mici, fug, se împing, gărduțul ăla, tătica, niște țepi metalici. Vă dați seama că stăm cu frica în sân. Că... De ce nu se pot scoate și punem altceva? Punem gard verde, punem, nu știu, trandafir, chiar dacă se zgârie copilul, dar nu e ca atunci, ferească Dumnezeu să cadă un copil într-un foarte mulți copii, vă am văzut de job și foarte bine, ar trebui să ne bucure lucrul ăsta, da? Da, haideți să vorbim și despre un alt lucru. La punctul 3 în programul de guvernare locală pentru Piatra Neamț al candidatului Ciprian Enache de la ALDE, hai să fac eu poziția 4 pe buletinul de vot. Da, mulțumesc. Vorbiți despre sprijinirea reală a investitorilor și acolo faceți și un calcul. 100 de investitori cu o medie de câte 20 de locuri de muncă înseamnă 2000 de locuri de muncă. 20 de investitori cu 100 de locuri de muncă, alte 2000 de locuri de muncă. Da. Detaliați. Ne întoarcem, cred că am mai discutat la un moment dat acest lucru. Este clar un calcul matematic făcut cam, să spunem așa, plecând de la un lucru care poate fi realizat sau realizabil, un lucru realizabil făcut cu mai multe societăți mici, cu mai puține angajați, poate vorbim de 20, poate de 30, poate vorbim de 15, e plus minus, n-a făcut nimeni un studiu de piață în sensul ăsta, dar eu cred că mult mai ușor aducem niște sau creăm mediu propice pentru a dezvolta zona din punct de vedere economic cu societăți mai mici ca și dimensiune și mult mai greu să spunem că aducem din start o societate în care angajează sute de investitori. Haideți să ne uităm în jurul nostru să vedem ce mari societăți avem. Sunt vă câteva, foarte bine. Să dea Dumnezeu să le meargă bine pentru că ne aduc bani la coșul public. Ați văzut cumva să răsar așa peste noapte societăți, peste societăți cu sute de angajați și cu milioane de euro profit? Nu. E altă dintre. Vorbim că facem un parc industrial corect, foarte bine, dacă ai în spate ceva fezabil, dacă ai în spate niște precontracte în care știi că îți vin niște mari societăți comerciale să dezvolte zona. Până atunci putem spune doar, dacă ar fi, deci nu vin să spun că fac un parc industrial. Dom'le, dacă ar fi să găsesc un investitor puternic, eu sunt dispus cu bani din, uite, 10% din felia sau 5%, 3% din felia primăriei să-i bag în zona aia pentru că îmi recuperez banii într-un timp de cu profit. Eu primărie. Așa cred că trebuie făcut. Nu, venim și spunem cetățeanul, domnule, o să fac eu o mare platformă din 89, din 90, culmea, din 90 dărâmă tot ce se poate, tot ce înseamnă platformă industrială și totuși în campanie electorală venim tot și construim, spunem, tot construim o platformă industrială. Uite, dacă poate Bogdan să ne arate o imagine pe ecran, este o imagine dintr-un oraș din România. Da? Ce vezi acolo sunt niște biciclete, da, pe care omul se duce, se poate lua și se poate plimba. Și în spate vezi o mașinuță, da? Da. Mașinuța aceea este o mașinuță din care, cu care în zona rezidențială se strâng gunoiul. Este o mașinuță electrică, lucrează doi oameni pe ea, doi oameni în două schimburi și nu se atinge nu intră nicio mașină poluantă în zona respectivă. Este vorba de Oradea. Acolo este un parc în care totul se curăță automatizat și totul foarte frumos. Deci asta numai așa... Uitați, domnul Bălănescu, cum ar arăta... Pare rău, dar asta nu pot să ți-o arăt decât dacă mi-o trimis mie. Nu, v-am trimis dumneavoastră acum să vedeți cum ar arăta Cuieșdiu dacă ar fi la Oradea. Mi-ați trimis în WhatsApp, da? Da, un WhatsApp am trimis. Să vedeți, pentru că este clar că mă uit și văd și ce fac vecini și vecinii noștri de la Roman mă uit, nu numai până la Oradea, pentru că și Romanul arată și are un nivel de trai mult mai bun, mult mai ridicat decât Piatra Neamțul. Tot din Oradea. Da, tot din Oradea. Cuieșdiu, dacă ar curge prin Oradea, așa ar arăta domnul Bălănescu. Da? Puteți, Bogdan, poți să intri să vezi? Acum sau trebuie să mai fac eu ceva? Hai că se poate și nu vin și spun, domnule, o să săp și o să fac o albe. Nu, este săpată, este betonată, trebuie doar să o îngrijesc un pic și să punem ceva vegetație, niște
să schimbăm, să schimbăm un pic locul, dacă vreți, da? Am putea face acolo o zonă de promenadă și pistă de bicicletă, ai loc să faci, cred că 4-5 metri, dacă nu mai bine, pe o, pe o parte și pe cealaltă. Da. De, vă gândiți că de la zona Te rog să pui mare. Te rog să pui zona mare, Orion până la... Da, da, hai mai bravo. Vă dați seama că s-ar putea... Cum e pentru plimbare? Că atunci când mă calcă mașina, când mă dau cu bicicletă, uite acolo, hai cred că 2-3 km până la piață. Până la piață. Cu atât mai mult cu cât există zonele este, acestea. Este, deci nu trebuie făcut, trebuie doar amenajat un pic. Și trebuie făcut să ai două ieșiri. Ai, deci ai, da, da, ai nica toată, nu se poate. Da. Deci, da? Foarte bine că mi-ai arătat. Deci, deci se poate? Se poate, repet. Nu vin și spun acum, domnule, săpăm 10 metri adâncime, pe 20 de metri lățime, pe 10 km lungime și o să facem nu știu ce. Nu, este făcut. Este, doar trebuie, doar trebuie să... Îți aduci, nu eu, eu, Ienache Ciprian, nu mă pricep să fac treaba asta. Dacă îmi spuneți, domnule, cum ai vrea să amenajez? Nu știu, domnule, dar la final vreau să-mi placă. Cam ăsta e răspunsul. Adică aduci lângă tine specialiști. Haideți să, să terminăm discuția asta, că, domnule, eu fac, vă povestesc, vreți despre COVID? Sau despre inginerie? Sau despre construcții? Sau despre... Nu, domnule, hai să înțelegem, eu vă pot zice maxim despre management. Restul subiectelor le atingem punctual cu echipa din spate, cu echipa de consilier, cu aparatul primăriei, fiecare pe bucățica lui, că atunci dacă eu tot îți bun la toate, hai să trimitem toată lumea acasă, că le oricum le fac, eu n-am nevoie de părerea nimănui. Da, deci, așa este. Și asta ne uităm un pic în, 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 în jurul nostru, vedem cum arată locuri, să spunem, aproape identice ca... mod de ca, da, adică ca situația, situația asemănătoare, da. Situația asemănătoare, asta aia, este problema. Aia, aia discutăm, că nu, nu e, e păcat, e păcat, da, că în loc de promenadă, pe lângă, în loc de biciclete, loc de promenadă. Fă-l mare, Bogdan, fă-l mare să se vadă. Vi, vi se pare că e foarte, e foarte complicat. Ce se întâmplă, domnul Bălenț? Oamenii, vine apa mare dat la 20 de ani și ia vegetație. O nemalți. Haideți că nu cred că e aia problemă și nici nu ia pe toți. Da, mulțumesc, Bogdan. Nu cred că asta ar fi, dar uitați un pic cum arată zidurile de sprijin, vedeți? Da. Și te arcade. Nu te poți duce, poți face ceva, nu știu, medieval, istoric, cu tentă istorică, nu știu ce zic. Tot am zis eu cu cetatea Petrodava. Hai să ne întoarcem la, nu știu, și facem o scenă dacică, veche. Și de acolo îi trimitem și să vadă unde mai e. Așa, piatra aia pe care... Unii... Cât mai este. Da, este. Este. De fapt, nu piatra e interesantă, că o, o aduci în centru și să o vadă lumea, cât este interesantă istoria din jurul... Da, da, trebuie din să creezi o poveste. Evident, trebuie evident. Trebuie să creezi o poveste și ajungem la punctul numărul 9, dezvoltarea unor evenimente care să fie și ancore turistice, dar să fie și în sprijinul firmelor locale. Alea cred că trebuie făcute pe Cozla, unde tot vrem cu toții să... Mi se pare ok locația. Nu după este ce dăm drumul la gaz. Dom'le, o facem cu butelii, facem cumva, găsim soluții. Găsim orice fel de soluție până la toată urma. Nu? După, evident, ca și dezvoltare. Și... poți să pui acolo un trenuleț și o, mă știu ce, o tiroliană și orice altceva. E un public limitat, care merge o dată de două, de trei ori și cam, da, trebuie să deschidem zona pentru tot ce înseamnă public. Și atunci, unii vor să vadă un concert și fiecare săptămână să ai câte o activitate. Sportivă, nu știu, divertisment, cultură, muzică, etică, etică, etică. Da? Azi facem un spectacol, sâmbătă asta, un spectacol de jazz. Până la viitoare facem unul de... Cheme cu în iglu îl facem ăla de jazz. Poftim? Ăla de jazz îl facem în iglu. Dar dacă ne mișcăm repede, că s-ar putea să trebuiască dărâmat și că așa se întâmplă la noi. Bă, hai să, bun, ce facem? Dezvoltăm. Prima oară radem, pentru că o clădire nefolosită, care intră într-un stadiu de deteriorare avansat, s-ar putea să coste mai, mai puțin să o dai jos să faci alta decât să o renovezi. E păcat, s-au băgat niște bani acolo. Apropo de ceva cu gazul, 800.000, 80.000, da? S-au băgat niște bănuți acolo. Noi, haideți să le dăm drumul acelor bani, să ne aducă bani înapoi. Și asta, e, asta este rețeta, spun eu. O pot spune chiar succesor, mai fi poate și proiecte mai bune, dar eu cred în proiectul ăsta foarte, foarte mult, pentru că este realizabil, încă o dată spun, din secunda 2 de mandat, da? Strig, fluier, în centru, în piața publică, alo! Vrem să facem cu tare. Cine vrea să vină? O să vină lumea să investească, să știți. Și crescând și dezvoltând zona, atunci putem,
putem discuta... Haideți să finalizăm discuția noastră. Vă gândiți un pic cam ce ar însemna să crească numărul de nopți de cazare la Piatra Neamț pentru toți cei care au pensiuni și hoteluri și alte spații de cazare. Gândim un pic ce ar însemna ca și impact economic lucrul ăsta. O noapte în plus costă mult, pentru că o noapte în plus înseamnă minim o masă. Minim o masă. Dar dacă ești o noapte după alte două, s-ar putea să însemne de fapt două, trei mese. Că e, înseamnă amintiri cumpărate, înseamnă... Și nu înseamnă că vinde cel de la pensiune efectiv un meniu, cât haideți să ne uităm mai departe. Vinde magazinul, vinde piața roșii, zarzavat, vinde ferma, ouă, carne, lapte. Deci vedeți dacă le gândim și ducem cu lanțul până la capăt, câtă lume are de câștigat și nu o să fie nevoiți cei care au fermă de bovină de lapte să vândă laptele la colector la niște prețuri care de multe ori nu sunt satisfăcătoare. Nu! Pot face un contract direct cu aceste pensiuni pentru că ei pensiunile vor avea nevoie, pentru că vor avea consum. Așa este. Așa este. Haideți să finalizăm discuția de astăzi cu două probleme importante, cele mai importante poate, educație și sănătate. Cum vede candidatul Ciprian Enache un sprijin pentru educația din Piatra Neamț, vai câte sunt de spus aici, și sănătate. Este o catastrofă ce se întâmplă cu învățământul astăzi din punct de vedere al organizării. Da? De ce, domnul Mănescu? Pentru că iarăși politicienii vin și povestesc. Eu propun pe online, nu știu, că probabil mă trezesc mai greu și nu mai duc pe asta dimineața la școală, e interesant. Eu propun să meargă la școală. 30 împărțim în două, 15 azi, 15 mâine. Dom'le, până la ora asta când începe, sună clopoțelul mâine. Noi nu avem un plan făcut de la A la Z cu niște puncte care pot suferi modificări când le vii cu aplicabilitatea lor, când le transpui în faptă. Da? Noi vedem că dacă am vrut să ținem un metru jumate între copii, nu e bine. Poate trebuie doi. Mai scoatem și o să facem. Lucrăm pe parcurs. Dar noi la ora asta nu știm nimic. Profesorii săraci, habar nu au. Vorbesc cu cadre didactice. Habar nu au. Dar nu îi întreabă nimeni. Băi, domnul profesor, doamna învățătoare, te duci la școală. Cum crezi că ai putea să lucrezi cu copiii ăștia? Că dumneavoastră faceți emisiunea cu mine, da? Cum putem? Nu vin eu cu... Dumneavoastră știți ce înseamnă parte tehnică. Și fiecare clasă are particularitățile ei. Dom'le, vezi că nu pot. Uite, am clasa mea e mai mică, de exemplu, să fac niște mutări pe niște clase acum, corect, pentru că nici într-o clasă în care învață, întâmplarea face că învață și fiul meu al mare, e atât de îngustă, e mut acum, pentru că cred că nici 5 în clasă nu puteau să-i țină ca să mențină distanțarea. Ori poți să o faci din birou și să scrii din birou, ne-am hotărât, începând din dată, trimitem 10 copii la școală, 10 la șotron și 10 la... Nu, domnule, facem punctual după ce stăm de vorbă cu cadrele didactice, cu cei care au sapa în mână. Ăla știe cum stau lucrurile, aceia știu. La fel se întâmplă în orice domeniu, domnul Bălănescu, și țin mult la lucrul ăsta, să nu mai facem declarații politice care sună bine la televizor, care gâdilă bine în urechea electoratului și în spate, de fapt, să nu poată fi realizate acele lucruri pe care le propunem sau din start să știm că sunt niște lucruri mincinoase, dar le spunem doar ca să ne asigurăm un confort electoral bun. Nu, cred că e momentul, cred că e culmea ipocriziei, știți? Toți ne plângem de ce s-a întâmplat înainte, domnule, s-a furat, s-a mințit, s-a făcut. Venim și spunem că nu, dar următorii 4 ani tot aceeași treabă să spun. Bă, da, chiar nu se poate, nu. Trebuie să schimbăm mentalitatea, trebuie să schimbăm optica. Da? M-ați întrebat de școală. Ce să vă spun eu astăzi cum începe școala? Că sunt la fel de poate chiar mai interesat ca dumneavoastră că am 3 care trebuie să... Și trebuie să știu ce fac cu ei. Unul îl duc în sacoș la școală, unul îl duc în portbagaj ca să aibă distanțare. Unul față de altul să nu. Nu știu. Am vorbit cu diriginții, am vorbit cu învățătorii. Nu știu să-mi spună clar, domnul Enache, vezi că de mâine vii cu el la școală cu mască de gaz. Dar mâna așa fac. Nu știe nimeni.
Concret. Știți dumneavoastră ceva? Greșesc eu? Poate n-am fost informat. Fiind în campanie electorală, poate mi-au scăpat niște detalii. Eu ce pot să spun este că cunosc eu profesori foarte bine, da? Care nu știu ce o să facă. Sunteți cumva profesor, deci e clar că știți tagma asta, da, nu? Nu greșesc, da, nu? Da, 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 așa este. Și nu știu ce vor face. Nu știu ce... Nu mai vorbim acum de manuale. Brus nu se mai vorbește nimic. Nu sunt manuale. Noi. Vin manualele vechi. Manualele alea vechi sunt dezinfectate de cineva? De ani nu sunt manuale. Aceeași problemă. N-au venit în prima zi, dar vin într-a treia sau a cincea sau a 12-a. Nu e o noutate. Da? De cele mai multe ori acest învățământ gratis se desfășoară în condiții bune dacă părinții au un confort financiar bun, pentru că trebuie să cumpere burete, pix, tablă nu știu de care, carioca nu știu de... plus ce le trebuie lor în ăsta. Corect, domnule, până la urmă cumpăr la copilul meu orice să aibă, numai să vrea să învețe, dacă nu, îi cumpărăm o sapă. Dar ca să tot bați apa în piu cu învățământul ăsta gratuit și eu n-am manuale niciodată la timp și alte neajusturi care, iarăși o minciună care vine din 89 cu acea. Știți că am avut un sistem foarte bun de învățământ. Din punctul meu de vedere, până la un punct, eu nu pot să mă uit în cartea asta de acum, matematica e cu geografia la o grămadă, nu știu cum se învață, sau cum se, nu știu cum se cheamă, compendic. Și eu dacă vreau să le iau pe ficiorul meu, băie prietena, și ia vine tu un pic la mine, ia scoate lecția la zi, ce ai văzut asta, cercul. Dar nu găsesc pe acolo, mă uit după, după. Nu reușesc eu să mă păcălește la mine, am pe nevastă mea să discurc ea. Adică eu știam că era, bă, ce avem de învățat azi? Azi avem de învățat de la pagina 20 la pagina 25, triunghiul isoscel. Dom'le, și începeai și găseai acolo toată teorema triunghiului isoscel, toată tot ce înseamnă laturi, unghiuri, formule și așa mai departe. Da? Ori acum, eu învățăm prin joacă. Învățăm să facem un triunghi prin joacă. Până la clasa 0 poți să-mi spui. Nu, au nenorocit. Au nenorocit sistemul de învățământ. Ce să vă spun eu de învățământ acum? Că ar trebui schimbat sau nu? Din punctul meu de vedere, v-am zis cu Albia sau cu un blog sau cu celălalt dumneavoastră, domnule, eu vreau să arate frumos la urmă. Da? Așa spun și cu învățământul. Vreau să priceapă ăștia ceva, să pricep și eu ceva când văd manualele astea. Vine alt ministru, ne gândim și schimbăm un pic. Ce schimbăm? Coperta și foile dintre coperte ca să... Mulțumesc pentru participare. Mai, mai bine dispus astăzi, domnul Jerban. Vă mulțumesc, vă doresc multă baftă și dumneavoastră și tuturor competitorilor. Vă aștept în continuare, pentru că genul ăsta de discuție deschisă este cea mai plăcută pentru un moderator. Vă mulțumesc, cele bune, numai bine! Cu mult drag, să te discuți!